Binecuvântăm pe Domnul pentru lucrarea măreață de la Calvar. O lucrare în care fiecare dintre noi care stăm aici și mai mulți de atât am fost și noi cuprinși. Slavă Domnului Isus. M-am gândit la o veste frumoasă pe lângă vestea că Isus e viu. Și nu știu dacă o conștientizați la nivel de expresie, Iisus e viu, câtă valoare are. Glorie Domnului Iisus! M-am gândit la o veste frumoasă, care am găsit-o pe paginile Sfintei Scripturii, în Apocalipsa 22 cu 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Versetul 20 spune așa, Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse! În viața noastră și în zilele vieții noastre, avem momente care le așteptăm cu drag și cu dor. Avem planuri după care tânjim să se împlinească cât mai repede. Avem obiective care, să zicem, ne aduc beneficii, material, spiritual. Avem ținte care tânjim după ele. Acum, ca și exemplele, le știm fiecare. Unul cred că cel mai mult așteptat este să vizităm România. Sau eu știu să, ne, să alții să se căsătorească, sau alții să, nu știu, să ajungă jobul la sfârșit, să intre salariul, nu știu. Fiecare dintre noi avem în viața noastră de zi cu zi obiective după care tânjim să se împlinească și ținte. Dragilor, Domnul Isus Hristos ne spune. Și ne certifică o țintă la care trebuie să medităm în fiecare zi, mai presus de orice, că El va veni curând. Și m-am gândit la acest lucru: dacă un moment împlinit mi-aduce bucurie, mi-aduce sentimente, mi-aduce emoție, dacă un. de orice categorie ar fi el, îmi mă împlinește. M-am gândit la venirea Domnului Isus Hristos. Oare. cum va fi? cred că nu vor fi cuvinte de explicație pentru a defini acest uh, împlinit absolut. Să-ți vezi Mântuitorul, să-ți vezi Creatorul că vine pe norii cerului și îți vine special la tine și te ia acasă la El. Nu cred că va fi bucurie mai mare și nu cred că a fost și, sau va fi vreun uh, moment pe pământul acesta care să aducă bucurie mai mare ca atunci când te va lua pe brațele sale Mântuitorul tău. Dragul meu frate și soră, pe lângă faptul că ne va lua acasă, el spune, și răsplata mea este cu mine. V-ați gândit că în activitățile noastre de zi cu zi, în acțiunile noastre de zi cu zi, putem lucra pentru împărăția lui Dumnezeu. Fie în facerea de bine, fie în misiune, în răscumpărarea de suflete și în orice domeniu ar fi. Lucrând pentru Domnul, atunci când El va veni, ne va da răsplată. Dar vă spun ceva, eu unul personal nu tânjez după răsplată, cât tânjez să-L văd pe Domnul meu. Mulți spun că Isus Hristos a înșelat pe mulți și că nu mai vine. Și că Isus Hristos este un mit și că Isus Hristos este o poveste și că în vremurile noastre ajung alții să nu mai creadă în El. Este drept. Și avem dovezi că mulți se lapă de el. Nu știu cum te poți raporta la Isus Hristos când te întâlnești cu El, când vezi mila Lui, dragostea Lui, să te desparzi de El cu ușurință, să-L lepezi. Și nu-ți aduci aminte că El spune, îți certifică faptul că va veni curând. Și m-am gândit, Doamne, în viața mea de zi cu zi, te rog ajută-mă ca atunci când Tu vei veni, să nu mă găsești într-o stare în care să spui nu te cunosc. orice acțiune, fie că va fi moment de conversație cu, cu, cu semenul meu, fie că va fi moment de, eu știu, de muncă, orice activitate în care vom face, dacă atunci va veni Mântuitorul nostru care ne-a promis că vine și vor fi momente care nu vor fi plăcute, El nu ne va lua. În seara asta, dragilor, vreau să vă îndemn la un gând, să medităm, să spunem Doamne Iisuse, eu cred și mă bazez pe făgăduința care ai spus-o că vei veni curând. Și motivul rugăciunii este, ajută-mă să pot să trăiesc după placul tău. Dragul meu frate și soră, dacă într-o relație de familie este nevoie de siguranță financiară, siguranță în iubire, siguranță în, eu știu, încredere, vreau să vă spun că versetul 20, care l-am citit, oferă o siguranță care se va împlini 100% și care adeverește 100% că Domnul Iisus va veni. Și El va veni când noi ne vom aștepta cel mai puțin. Sau poate nu ne așteptăm deloc. În concentrația noastră, după uh, muncă, după, eu știu, în activitățile noastre, ajungem de multe ori să pierdem ideea că noi suntem pocăiți, să pierdem uh, ideea și gândirea că noi îl slujim pe Domnul și ajungem de multe ori să ne compromitem la un nivel foarte, foarte, foarte înalt. Vreau să spun, dragul meu frate și soră, să cerem putere Domnului ca întotdeauna să realizăm că noi îl așteptăm pe El. Dacă în viața noastră nu asta este așteptarea și nu asta este ținta, am pierdut tot. M-am gândit la un moment, am avut un moment de cercetare săptămâna asta și m-am gândit dacă eu închid ochii în oricare ar fi momentul vieții mele, eu știu, metrou, la muncă, urcat, eu știu oriunde, tot ce am acumulat și tot ce am investit și tot, tot trecutul meu pe pământul acesta este zero. Dacă nu l-am pe Hristos. Dar dacă mă voi duce în brațele Domnului Isus Hristos, am câștigat mult mai mult decât aveam nevoie și visam am vreodată. iubiți mei, în seara aceasta vă îndemn la un motiv de rugăciune dintr-o inimă sinceră și dorință curată. Doamne, mi-e dor să te văd. Mi-așa de dor, Iisus, spune o cântare. Și tu ai promis că vei veni după mine. Ajută-mă să fiu gata și să trăiesc iubindu-te pe tine. Amin.